David Ristea de la CS Farul Constanța a cucerit medalia de bronz la campionatul național de scrimă pentru copii de la București. Alți sportivi constanțeni s-au clasat onorabil în diverse categorii de vârstă. David Ristea, antrenat de Mihaela Ion, a urcat pe podium la categoria Under 9 în competiția de spadă băieți. Alți sportivi constanțeni s-au clasat onorabil. Mihai Sarica, prima spadă Constanța, a ocupat locul 5 la aceeași categorie, iar Andrei Pârvu, CSS1 Constanța, a terminat pe locul 6 la Under 11. Performanțele sportivilor de pe litoral continuă să impresioneze în competițiile naționale.